Bună seara, bine ați venit în fața națiunii, doamnelor și domnilor, breaking news la Antena 3 CNN. Un deputat din partidul în slujba poporului, partidul lui Volodymyr Zelensky în Ucraina, a fugit în România. El este acuzat de corupție și potrivit jurnaliștilor de la Kiev, acesta ar fi cercetat în Ucraina pentru tentativă de dare de mită. Vedeți aici captura din presa ucraineană despre Andriy Odarchenko, 45 de ani. El este acuzat de aceste infracțiuni și acum o să vedeți informațiile oficiale pe care le-am obținut în exclusivitate pentru emisiunea În fața națiunii. Andriy Odarchenko, 45 de ani, a intrat ilegal pe teritoriul României la data de 19 septembrie în jurul orei 15. Intrarea s-a făcut în zona Vicovu de Sus, județul Maramureș. A fost identificat de cadrele poliției de frontieră, având asupra sa un pașaport valabil. După efectuarea procedurilor, a fost predat Inspectoratului General pentru Imigrări, întrucât acesta a cerut protecție umanitară. Potrivit legii, i s-a eliberat un permis de ședere temporar pe teritoriul României la centrul Inspectoratului General pentru Imigrări de la Rădăuți. Statul ucrainean, atenție, nu a emis nicio alertă în legătură cu Odarchenko și nici nu a cerut extrădarea. Deputatul ucrainean este liber să circule pe teritoriul României. Aceste precizări sunt extrem de importante pentru că pe site-ul antena3.ro veți vedea foarte multe amănunte despre ancheta în care este implicat acest deputat din, repet, partidul condus de Volodymyr Zelensky, slujba narodului, în slujba poporului. Ancheta de la Kiev este confirmată, deputatul este anchetat pentru tentativă de dare de mită, a fugit în România, până zilele trecute era confirmat ca fiind pe teritoriul României, a primit un permis de ședere temporară și este liber să circule pe teritoriul României. O precizare esențială, nu are interdicție de părăsire a teritoriului României. În fața națiunii, Sabina Iosub, bună seara, Radu. Adrian Ursu, Mircea seara, Badea, bună seara tuturor. Mai mult decât atât, e primul caz, Sabina, din partidul de la putere din Ucraina. Nu numai că nu are interdicție de a părăsi țara, însă imediat după ce a început războiul în Ucraina, după ce rușii au început atacul în Ucraina și atunci când au început a fi discutate la nivel european măsurile ce pot fi luate de întreaga Uniune Europeană într-o sprijinul ucrainenilor, una dintre ele a fost exact aceasta ce face referire la cei care fug din zonele afectate, pot cere acest tip de protecție temporară, ceea ce a făcut și acest domn. Sigur că aici cumva lucrurile sunt diferite, pentru că în mod normal protecția aceasta temporară este cerută tocmai pentru a fi apărat de războiul ce are loc în Ucraina, de atacurile rușilor și așa mai departe. Această protecție îi poate permite și mișcarea, deplasarea în interiorul Uniunii Europene. Așadar, e posibil ca acest domn să plece într-o altă țară a Uniunii Europene, pentru că nimic nu-l oprește. Având în vedere și faptul că imediat după ce a plecat acest om, ucrainienii n-au reacționat, nu au reacționat instant cu privire la țările din zonă, adică nu au transmis un mesaj României, avem mandat pentru acest individ, dacă ajunge la voie, avem nevoie de o extradare și așa mai departe, având în vedere că nu există aceste lucruri, practic omul este liber să facă orice vrea în România și în alte state europene. Există și o legislație europeană și internațională care îi protejează pe cei care cer protecția unui stat pe teritoriul căreia se află. Bun, dar cer o protecție umanitară, adică el exact. Cer o protecție de Iskander, cum ar veni, nu de DNA-ul ucrainean. Da, dar a primit-o. Da. Deci, sunt câteva lucruri, foarte ciudate aici. Da, te rog. 1. De unde a apărut această poveste? Din presa ucraineană, da? Da. De unde a apărut ea în România? De la autoritățile române. Deci este prima dată, cred, când autoritățile din România sunt degrabă reactive
la un articol de presă din străinătatea apropiată. Te contrazic, Adi, noi am aflat aceste lucruri din presa ucraineană și noi am cerut autorităților un punct de vedere, okay, autorităților din România, un punct de vedere cu privire la... Nu mă contrazici deloc, nu mă contrazici deloc. N-au ieșit. De ce au dat ei aceste informații? Nu știu, sper ca să lămurească această speță. Ce să lămurească? E un cetățean. Deci e un cetățean. Da. Care nu are în clipa de față niciun mandat pe numele său. Da? Deci noi nu-i căutăm. Hai să o luăm pe simplu, așa că mă și enervez, da? Deci autoritățile românești, polițienești și de frontieră și de ce mai sunt ele, da, nu sunt în stare să-i găsească pe copiii dispăruți, da, pe infractorii periculoși, pe ăia foarte cunoscuți care se ușchesc la momentul potrivit. Bă, frate, dar au reacționat și au găsit pe unul care n-avea condamnare, n-avea mandat, era sub protecția prezumției de nevinovăție, da? Deci omul ăsta... Nu e... Acuzația sunt oricum... Acuzat, da? Da. E acuzat, nu e condamnat, da? Tentativă de dare de mită în țara care știm cum e construită ea țara și cum poți să ajungi damnat sau renegat la un moment dat dintr-un cogne de degete, da? Ce ar fi trebuit să facă poliția de frontieră dacă o persoană a trecut ilegal frontiera? Păi stai un pic, că a trecut ilegal frontiera. Sunt mii de ucrainieni cu cazuri similare, identice cu ale acestui. Că a trecut ilegal frontiera e una, dar faptul că s-a grăbit să-l raporteze pentru că e caz de presă în Ucraina, asta mi se pare foarte bizar. Doi la mână, dacă l-ai raportat așa, și i-ai acordat azilul de ăsta umanitar. Drept de ședere. Ești într-o contradicție tu ca autoritate. Adică ori constați că e ceva neregulă și de-aia îl dai în vileag la presa românească și internațională că a ajuns pe teritoriul tău, ori îl tratezi ca pe un cetățean aflat în situație critică venind într-o țară de război, îl bagi în lagărul de protecție ăsta pentru condiții umanitare și ai închis discuția. Înțeleg că sunt patru persoane care au trecut în același timp frontiera, deci era un grup de patru, printre care și acesta. Ok, și despre ele trei știm? N-am întrebat pentru că nu aveam date la momentul respectiv. Păi și autoritățile nu s-au grăbit să ne spună. Iar ceilalți trei erau consilierul său de presă, erau asistenta blondă, era șoferul său care avea și un nagan la Adrian, în momentul în care presa ucraineană relatează și noi, jurnaliștii români, cerem detalii, evident că ei sunt obligați să ne dea aceste. Îți dau o listă cu toate situațiile în care noi am cerut explicații și informații de la autorități și nu ne-au dat? Absolut corect. Șoferul său, scrie presa ucraineană, a primit cele trei telefoane pe care le avea acest individ și ordinul, sau mă rog, îndemnul, da, de a merge acasă să încarce telefoanele, care vine persoana ceva mai târziu, se descurcă în următoarele... Mircea, opinia ta și mergem la subiectul, da, următor. Deci, eu nu am înțeles despre ce este această informație de la autoritățile din România. Nu am înțeles. Deci, eu în fiecare zi, în București... Este un refugiat din Ucraina. Ok. Deci, în fiecare zi, absolut în fiecare zi, în București, non-stop, remarc bolizii de peste 100.000 de euro cu numere de Ucraina. De cele mai multe ori, având la volan cetățeni perfect înrolabili, conform legii ucrainiene. Ei sunt peste tot în Europa. Mi-e greu să cred că sunt atât la de favorizat, la soare, la mare, încât îmi este rezervată doar mie această plăcere a întâlnirii cu cetățenii respectivi. Ei sunt în toată Europa. Îmi este foarte greu să cred că toți au trecut legal granițele și că toți sunt niște cetățeni, toți. Absolut model, model. Impecabil, care sigur au dezertat la un moment dat pentru că acum te ferești de Iskander când vine peste tine. E de înțeles asta. Deci, și-a mai venit unul. Așa, și? Adică, n-am înțeles, și? Dar pe ăsta îl raportăm. A, doar că este din partidul lui Volodymyr. Este deputat, este politician, adică... este acuzat de corupție, așa, din partidul lui Zelenski. Evident că e un caz mai special decât, da, persoanele în vârstă care trec cu sacoșa pe la siret cu copii eu în brațe. Eu vorbeam de cetățenii cu boliți de peste 100.000 de euro pe care îi văd care eu... Sunt în vârsta aia bună de, da, de rolare, cum deci zice Mircea. Deci nu, aia cu sacoșa... Da, sigur nu face nimeni nicio știre despre ea cu sacoși. Asta am făcut noi la început, da, când, da, mă rog... Da, am făcut noi la început, exact, da, dar între timp... Transmis în direct... Dar e important și că ne-au spus că avea pașaport valabil. Asta mi se pare foarte eu sunt convins că și când treci fraudulos frontiera cu pașaportul valabil e mai bine. Și cu cea falată și cu mașinile respective, eu cred că au și ei sacoși. Ei, categoric. A fost și un caz cu o persoană prinsă cu 1.600.000 de dolari cash, dacă nu mă înșel, tot la frontiera